3, 2, 1, trage. Roboții trebuie să știe singur. Emoțiile au fost mari, mai ales că băiețelul din imagini nu știa exact cum funcționează robotul. Nu știam ce face și cum se pornește, credeam că trebuie să apeși pe alt buton și că sar dintr-o dată. Dar după aia nu m-am mai speriat. Și cum sunt roboții? Destul de deștepți. Copiii au fost încântați de expoziție. Unii dintre ei s-au hotărât, când vor fi mari, se vor face inventatori. Mi s-a părut foarte frumos că am văzut mulți roboți construiți. Crezi că e greu de făcut un robot? Da, este foarte greu. În acest an avem 4 secțiuni, 2 sunt dedicate elevilor de liceu și 2 studenților. Cele 2 secțiuni pentru studenți sunt secțiunea de proiecte software, la care participă 9 proiecte, și secțiunea nouă apărută de proiecte de electronică, la care avem 15 proiecte participante, și tradițional la secțiune software a studenților, la care sunt 16 proiecte participante, și secțiunea proiecte hardware, la care sunt 15 proiecte participante. Roboții confecționați de studenții sibieni au câștigat numeroase premii. Facultatea se mândrește și cu diferite invenții realizate de studenți împreună cu profesorii lor.